Binecuvântat să fie Domnul! Frați și surori, așa după cum spunea deja fratele Bălici, suntem veniți din România, am venit pentru nu chiar două săptămâni, aici în America, invitați în câteva biserici și pe lângă acestea ne-am hotărât să vizităm frățietatea pe unde vom fi, pe unde vom poposi și am venit să vă vedem și pe dumneavoastră. Am salutat pe fratele Bălici când era în țară și i-am spus intenția care o avem de a veni încoace și mi-a spus vă așteptăm cu mare bucurie și cu mare drag la Ghețimani. Așa că am venit să ne bucurăm cu dumneavoastră. Nu am venit într-un mod expre pentru slujire aici la dumneavoastră. Noi am fost invitați la Detroit, acolo având o lucrare în care să fim implicați. Și am venit, spuneam și fratelui Bălici, venim fără pretenție slujire. Venim să stăm împreună cu frații noștri la părtășie. Dar dacă lucrurile așa au căpătat direcția, Vrem să fim cu mare băgare de seamă. Ori de câte ori sunt la amvon și ori de câte ori avem în fața noastră cuvântul lui Dumnezeu, stau cu foarte mare strângere de inimă, gândindu-mă că ceea ce spun de aici poate să pună pe cineva pe o direcție ușuratică, poate să pună pe cineva într-o postură a unui om care tratează superficial lucrurile, sau pot să pun pe cineva în postura să își ia angajamente și să-și facă analize, să ia în serios pocăința și viața de credință. Mă rog ca Dumnezeu și în această dupămasă să, ca și până aici, să ne călăuzească mai departe. Vreau să am câteva gânduri pentru dumneavoastră, nu voi fi foarte lung. Nu știu cum veți percepe dumneavoastră lungul și scurtul, că sunt doi termeni foarte relativi, dar eu vă promit că nu voi fi lung. Spunea fratele Negrușer odată, era deja trecut de fix în timp ce predica, eram cu dumnealui la o evanghelizare și a spus, vă rog să-mi mai permiteți să merg un pic dincolo de fix să închei ideea. Și dumnealui a întrebat, cine e de acord să mai îndea două minute? Și frații au ridicat mâna și a început să spun 2, 4, 6, 8, 10, 12. Da. Fratele Vurban spunea odată, o să am un gând de 5 minute, dar nu o să vă promit că toate minutele o să fie de 60 de secunde. Nu știu câte minute voi sta în fața dumneavoastră, dar nu mult. Vreau să subliniem un lucru, referindu-ne la Domnul Iisus Hristos, la identitatea pe care o are El, și la identitatea pe care o au urmașii lui. Pilat a răspuns, citesc din Ioan 18, eu sunt iudeu, neamul tău, și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Și Pilat intră puțin în confuzie. Și până la urmă ești împărat sau nu ești? Ăștia te-au dat în mâna mea că te-ai auto-intitulat. Atunci un împărat tot ești, îi spune acest funcționar public. I-a zis Pilat, da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr,
ascultă glasul meu. Și în naivitatea lui insistă. Îl deviază de la subiect, Domnul nu mai știe el ce întrebări să pună și la un moment dat zice Pilat, bun, și ce-i adevărul? Interesul lui nu era cel scontat. Interesul lui era să poarte o discuție, să-l prindă pe Domnul. Dar pentru cine e interesat de adevăr, Domnul îi spune ce-i adevărul. Amin? Ni s-a descoperit și nouă. Ni s-a arătat și nouă. Spunea la un moment dat unul dintre ucenici, a zis, Doamne, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Eu sunt calea, adevărul și viața. Glorificat să-i fie numele lui în vecii vecilor. O împărăție care n-are garduri. O împărăție care n-are turnuri. O împărăție care nu are arme. O împărăție fără sistem de securitate. O împărăție care e clădită pe adevăr. Și oricine vrea să facă parte din această împărăție, ascultă de adevăr. Simplu. Te întreb. Mă întreb. Faci parte din această împărăție? Problema e una sensibilă. Ascultați-mă. Apartenența la această împărăție nu o dau certificatele de botez, avându-și rolul lor. Apartenența la această împărăție nu o certifică frecvența la anumite slujbe. Apartenența la această împărăție nu o certifică nici chiar vorbirea în alte limbi. Oricine este din această împărăție a adevărului, ascultă de adevăr. Amin. Iubiții mei, primul mandat pe care îl are un cetățean al împărăției este să spună adevărul. Să spună adevărul. Ezechiel, capitolul 33, spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Dacă însă străjerul, de la versetul 6, va vedea venind sabia și nu va suna din trâmbiță, și dacă poporul nu va fi înștiințat și va veni sabia și va răpi viața vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii lui, dar voi cere sângele lui din mâna străjerului. Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să-i înștiințez din partea mea. În primul rând, adevărul trebuie spus. Iubiții mei, trăim o vreme în care e menajat principiul Scripturii. E ambalat în tot felul de sclipiciuri. E pus în tot felul de vorbiri ca să nu rănească, să nu doboare, să nu împrăștie, să nu dărâme, să nu. Știți ce spunea Simeon lui Iosif și lui Maria? Băiatul acesta e rânduit în Israel să dărâme. El nu va veni cu pacea, el va veni cu sabia. Ce împărăție e asta? Împărăția se clădește pe contracte, împărăția se clădește pe oferte, să aduni oameni, să se întrăgească oamenii, să le fie confortabil să facă parte acolo. Și uitați de ce se dau atâtea legi, ca oamenii să nu se răscoale împotriva împărăției, să nu destabilizeze împărăția și pe cei care o conduc. Și toate lucrurile sunt făcute în așa fel să placă oamenilor ca să rămână aparținători. Slujitorul Domnului
nu este chemat, nu este mandatat să umple adunarea. Slujitorul Domnului este mandatat ca în ziua răpirii să se golească adunarea. Oamenii să se confrunte cu adevărul curat al lui Dumnezeu. Oamenii să aibă de-a face cu adevărul sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos a spus, eu sunt adevărul. Și dacă cineva vrea să aibă parte de împărăția mea, trebuie să treacă prin mine, eu sunt ușa și nimeni nu ajunge la Tatăl dacă nu trece pe la mine, zicea Mântuitorul. Ori din cauza aceasta adevărul trebuie spus, pentru că vinovăția tăcerii este una gravă, este una mare. Indiferent care sunt clauzele, indiferent care vor fi repercursiunile, indiferent care vor fi urmările, adevărul trebuie spus. Dragi slujitori ai lui Dumnezeu, dumneavoastră sunteți, noi suntem în slujba, nu în slujba adunării, noi suntem în slujba Lui. Noi reprezentăm interesele lui Dumnezeu, nu ale adunării. Noi, între terți, nu facem jocul poporului. Noi, între terți, facem jocul lui Dumnezeu, în ghilimele spus. Noi reprezentăm interesele și principialitățile lui Dumnezeu și dincolo de astea, nu ne preocupă nimic altceva. Pentru că împărăția se clădește pe adevăr. Iubiții mei, lăsați-i pe oamenii lui Dumnezeu să spună adevărul. Lăsați-l pe Dumnezeu să rostească adevărul curat, clar și la locul lui. Lăsați-l pe Dumnezeu și lăsați oamenii lui Dumnezeu să-și facă lucrarea. Dacă vreți, să aparțineți împărăției. Dacă nu, putem frecventa orice fel de adunare. Ne putem uza pantofii pe orice culoaruri și pantalonii în genunchi pe orice mochetă. Ascultați-mă! Lăsați adevărul lui Dumnezeu să rămână adevăr curat. Oricare ar fi consecințele, lăsați să se audă cuvântul curat al lui Dumnezeu în adunările noastre. Dacă îmi doresc ceva pentru viitor, dacă îmi doresc ceva pentru slujirea mea, dacă îmi doresc ceva pentru adunarea și pentru adunările în care sunt în echipele de slujire, ascultați-mă, e singurul lucru pe care mi-l doresc întotdeauna la anvonul adunării, întotdeauna din partea slujitorilor, din partea oamenilor care aduc învățătură, să se audă cuvântul curat al lui Dumnezeu. De acolo încolo e problema lui Dumnezeu. Spuneam la un moment dat fratelui păstor de la noi din biserică, fratelui Marinel, spuneam, frate Marinel, ar trebui să fim totuși un pic atenți, așa, că pare că e spinos puțin. Și a spus, Beni, nu e problema noastră asta. Noi îl spunem așa cum e scris, de acolo încolo e problema lui Dumnezeu. Lăudați să fie în numele Domnului. Adevărul trebuie spus. Auziți ce se întâmplă în Faptele Apostolilor. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici în Fapte, în capitolul 8 și în capitolul 13, sunt niște pasaje foarte, foarte dure de altfel, momente în care omul lui Dumnezeu stă de vorbă și trebuie să prezinte adevărul. Fapte, capitolul 8, citim de la versetul 19, după ce bărbatul acesta care spune cuvântul lui Dumnezeu că era botezat, zice versetul 13, chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele care se făceau. Era membru în adunare. Nu vorbim de străin, vorbim de interior. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, dați-mi și mie puterea aceasta pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, virgulă, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Adevărul față în față cu banii, de cele mai multe ori, este anihilat. Este ștrangulat. Balaam, mare grijă. Balaam, mare grijă. Și îl strânge de perete. Nu-i bun drumul. Adevărul trebuie spus și când trebuie apăsat în parametrii aceștia. Și când este flagrant
față în față cu posesiunile materiale. Adevărul trebuie spus. Nu-i nevoie de bani. N-avem nevoie. Mi-aduc aminte în lucrarea din județul Alba, unde suntem implicați împreună cu Eliab și o echipă foarte mare de tineri de acolo. La un moment dat m-a sunat cineva. De vreo 4 ani de zile se face o campanie de evangelizare. Nu dau prea multe detalii pentru că nu facem publicitate la ceea ce ne-a chemat Dumnezeu să facem, cu toate că se poartă mai multe, așa. M-a sunat odată cineva și mi-a spus: frate Beni, vreau să susțin lucrarea. Știu că sunt cheltuieli, știu că aveți tot felul de așa, destul de mare lucrarea și se întinde pe 4 luni de zile, pe toată vara și tot județul Alba. Și mai departe, și a spus: vreau să susțin lucrarea. Și am zis: slavă Domnului! Lăsați-mă să mă rog Domnului și vă dau răspuns. M-am rugat Domnului, am mai coptat câțiva din echipă și am zis: fraților, uite, cineva cu foarte mulți bani mi-a propus să ne susțină, să ne vină în ajutor, așa, când este o groapă să pună umărul. Ne-am rugat înaintea Domnului și Domnul mi-a zis să nu primesc niciun ban. L-am sunat și am spus: frate, nu vă supărați, nu trebuie. Na, am avut câteva discuții așa, că e foarte greu un picuț oamenilor cu bani să priceapă finețea Duhului. Uneori, la unii. Adevărul trebuie spus în orice condiții. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Mergem în Faptele Apostolilor, în capitolul 13, aici este omul lui Dumnezeu, apostolul Pavel, pus față în față cu această situație. Auziți ce spune în versetul 9? Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el, era vorba de Elima vrăjitorul, și a zis: om plin de toată viclenia, de toată răutatea, fiul dracului, vrășmaș al oricărei neprihăniri, nu încetezi tu să strâmbi căile ale Domnului? Trebuie spus adevărul. Trebuie spus. Costă. Fiecare avem felul nostru de a spune. Dacă ne uităm la Ioan, el e gingaș așa, foarte, foarte dragă mie, și zice, și el spune, dar spune în felul lui: am scris ceva bisericii. Nici n-ai cum să citești mai aspru. Dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietate între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, nu îi voi spune, îi voi aduce aminte. Dar nu tace Ioan. E cel care îi plăcea să fie el primul. Îmi aduc aminte, eram poate undeva la 19 ani, păstorul meu, fratele Ion Sârbu, care e plecat la Domnul, un om al lui Dumnezeu, venise la Cluj să meargă până la comunitate. Era păstorul județean la noi în județul Alba. Și m-a luat de acasă, de la noi, și m-a adus la Cluj, fiind atunci student la Cluj. M-a luat și m-a dus la Cluj, dar a zis: mă duc prima dată până la comunitate, că e târziu, trebuie să ajung acolo, avem o discuție acolo la comunitate și apoi te duc unde stai, la cazare. Și a spus niciun fel de problemă. M-am dus la comunitate și am rămas într-o cameră acolo și frații discutau dincolo în birou. Problema. Eu auzeam de dincolo, adică frații. Știți care era problema? Acum dau din casă. Problema era următoarea. Într-o biserică erau 2 păstori. Și de câte ori scria un articol sau comunica ceva bisericii, păstorul asistent întotdeauna se trecea păstorul sau pastorul bisericii. Și asta era problema. Că se autointitula ce nu era. El era păstor, cum se spune, junior sau asistent. Și întotdeauna, și asta era problema care se discuta dincolo de ușă, în biroul respectiv.
Sunt oameni cărora le place să aibă întâietate. Sunt oameni care, i-am întâlnit odată undeva aici, dincolo, în Canada, neordinat, nici nu știu exact unde era membru, el transmitea salutări din partea comunității regionale, nu știu care, din partea președintelui. Îi plăcea lui să scrie ceva în dreptul lui, chiar dacă nu era el, își crea o aură așa. Alții pe internet, imediat își pune ei telefonul aici, nu-i filmează nimeni, nu-i caută nimeni cu camera și o pune ei singur așa pe suport, o reglează. Se aranjează în fața ei și încep să spună ce fac, ce știu, ce ori putut, ce nu ori putut, ce ori reușit și așa mai departe. Sunt oameni cărora le place să aibă întâietate și zice Ioan, eu am să le aduc aminte că nu-i bine ce face. Dar tot le spun. Eu poate mai în zona lui Pavel sau lui Petru un pic mai... Dar sunt oameni care vorbesc mai dulce, dar și ei trebuie să spună. Zice Biblia în Evanghelia după Marcu, ne uităm la Domnul Iisus Hristos în Marcu, în capitolul 10, spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit un tânăr bogat la Domnul și în discuția aceea i-a spus ce trebuie să fac, și mai departe, și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 21. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis. Să-l vezi că e atât de respectuos, să-l vezi că e atât de cald, să-l vezi că e atât de plăcut, să-l vezi că e preocupat de împărăție, aproape că nu-ți mai vine să-i spui nimic. Lasă-l să vină, frate. Lasă-l că are o inimă așa mare, are o deschidere, lasă-l să vină. Nu, nu, nu. Îți spun, îți lipsește un lucru. Să-i spui. Adevărul trebuie spus, dragii mei. Copiilor noștri, soțiilor noastre, adevărul trebuie spus. Soțiilor, trebuie spus soților adevărul. Nu tolerați, nu îngrămădiți, nu cocoloșiți lucrurile care nu sunt în rânduială în viața de familie. Nu le îngrămădiți că acolo dospește. Spune Apostolul Pavel, nu știți că puțin a luat, dă peste cap toată plămădeala. Nu știți lucrul acesta, spuneți unde trebuie spus, puneți piciorul în prag când trebuie pus piciorul în prag. Vine Eclesiastul și spune că vorbirea așa are vremea ei, dar și tăcerea așa are vremea ei. Dar nu întotdeauna tăcerea este de aur, nu întotdeauna este importantă, bă frate, ca să nu creezi probleme, lasă-i frate treaba lor. Nu! Adevărul trebuie spus. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Zice Apostolul Pavel Efesenilor, și credincioși adevărului în dragoste, ca să crească tot trupul. Să-l spunem, dar să-l spunem cu dragoste. E problema de după. Problema că trebuie primit adevărul ăsta. Și așa de greu, eram odată la o slujbă și era un frate destul de aspru, el nu prea are pansament așa, și eram cu o sticlă de apă lângă mine, eu am și eu pe ale mele, am în geant acolo sticlă de apă, îmi plac sticlele voastre de la America. Voi aveți toate mari, dar sticlele sunt mici așa. Și am băut o gură de apă și am mai băut o gură de apă și l-am văzut că de la amvon se uită puțin urât așa la mine. Și spunea la un moment dat că erau pe lângă amvon, așa era geamul, și spunea, zice, unde vă trezeți aici, la hotel, cu apa lângă voi? Ne-a luat un pic așa mai tare și i-am dat dreptate. I-am dat dreptate că uneori exagerăm, mai cu cola, mai cu una cu alta. Și am zis, la sfârșit, a venit la mine, se dădea cumva prieten cu mine și am spus, frate, ce ai predicat dumneata, îmi trebuia puțin de apă să pot să înghit, să pot să înghit adevărul pe care îl spunea așa. Și m-a bătut pe spate și a spus, bă, nu ești pocăit. E foarte greu de primit adevărul, să știți, e foarte greu uneori. Eu văd la mine, de exemplu, soția mea este o femeie de mare valoare și i-am spus de multe ori, draga mea, când vezi ceva că nu-i bine, găsești un moment așa când să mă tragi în parcare și să-mi iei actele puțin la verificat și să vezi unde nu-s ștampile și unde nu, să mă
Să umblu cum trebuie, că interesul meu nu este nici imaginea, nici banii, n-am vin după coleg, nu ne interesează lucrurile astea, nici camerele, dacă ar fi fără, aș fi cel mai fericit om din lumea asta. Nu sunt preocupat de lucrurile, mă interesează să ajung în împărăție, împreună cu dumneavoastră, cu echipa, cu bătrânii, cu tinerii, cu copiii, să merem pe drumul împărăției. Și i-am spus, dragă, când vezi ceva, te rog, nu-i plăcut. De lăudat, nu știu dacă m-a lăudat vreodată. Dar mi le spune așa, din nu știu cum. Dar este atât de important să primești adevărul. Căutați cadrul potrivit, nu știu, căutați momentele când să spuneți copiilor un lucru care nu-i voie, care... Căutați cuvintele cele mai alese, căutați, dar nu lăsați nespus. Trebuie spus. Și trebuie să găsim modalitatea să primească cuvântul, frați și surori. Știți ce spune Petru? Că ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați mântui sufletul. Nu se poate altfel, frați și surori. Noi trebuie să lăsăm adevărul lui Dumnezeu să pătrundă mintea noastră. Noi venim aici să ne simțim bine, să creăm cadrul, să simtă cineva bine. Nu! Uneori păstorul meu spune, eu vreau nimeni să nu se simtă bine astăzi. Eu vreau adevărul lui Dumnezeu să ne răscolească, să ne pună în mișcare, să ne determine, să ne provoace. Și eu îmi doresc lucrul acesta pentru mine. Mă uit de multe ori la câte un frate și m-am disciplinat, vă spun sincer, am avut de luptat cu mine însumi. Noi punem și tinerii, punem și adolescenții, punem la anvol, la câte un îndemn, la rugăciune. Ne ajută că nu le avem alea, că avem așa un cadru să-i creștem și o pepinieră așa să se formeze acolo. Și uneori spun niște lucruri așa și le învârț și le sucef și le... Și m-am disciplinat eu pe mine și am zis, Doamne, niciodată, dar niciodată, dar niciodată nu vreau să mai permit să-mi dau voie când cineva e la anvon, când cineva citește din Biblie și vorbește cuvântul lui Dumnezeu, să-l tratez cu indiferență. Dar niciodată, fie că o fi cel mai bătrân care nu știe să lege și nearticulate și așa mai departe, nu mă interesează cine o fi, că e un copil, că e un bătrân, că oricine ar fi. Vreau să mă uit prin el și să te aud pe tine și să te ascult pe tine și să primesc cuvântul ca din gura ta. Este atât de important. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie primit. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să lăsat să intre în inimile noastre, să se pătrundă, să ajungă în adâncul ființei noastre. Spune cuvântul lui Dumnezeu, vă citesc din Ieremia, din capitolul 36. Este un moment pentru un împărat al lui Israel terifiant. Un om care conducea poporul iubit al lui Dumnezeu. Prorocul scrie toate cuvintele pe care le primește de la Domnul într-o carte și trimite pe Yehudi să ducă această carte să citească. După ce Yehudi a citit 3 sau 4 foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului și a aruncat-o în jăraticul de cărbuni, unde a fost arsă de tot. Era plecat în concediu, împăratul. Era în concediu. Și în concediu nu i-ar dea lui de prorociile prorocului. Ea acolo avea distracția lui și timpul lui așa și stătea lângă un șemineu așa. Și ăsta a venit să citească, uite, astea cuvintele din partea prorocului, Domnul le transmite, o luat-o și o tăiat-o și o aruncat-o în jăratic. Ce mod de raportare ai la cuvânt? Când auzi poate un mesaj profetic, poate o predică, puțin mai aspră, mai dură așa, ce te încearcă? Zicea prorocul în seara aceasta, îi va apuca bucuria și veselia. Pe tine ce te apucă când auzi cuvântul? Închei. Adevărul lui Dumnezeu trebuie spus, trebuie primit. Și apoi lăsați să-și facă lucrarea în noi înșine. Testul unui om din împărăția lui Dumnezeu, noi când împart coșurile cu pâine, cu pești,
Nu acolo e testul. Testul e noaptea următoare. Testul e noaptea următoare când vine furtuna. Știți ce spune Biblia? Se uitau la Domnul Iisus Hristos și se întrebau unul pe altul. Cine-i acesta? Cât îl cunoști pe Domnul? Cât își face lucrarea de cunoaștere, lucrarea în viața ta? Cât de adânc se coboară? Spunea apostolul despre unii care sunt la nivelul de lapte, bebeluși, copilași, așa. Și carnea unde-i? Nu-i tot în versetele din care ei beau lapte? Ba da, tot acolo-i. Numai e modul de tratare a acelui cuvânt. Unii citesc în Scriptură, Domnul-i bun oricând, îi poți contrazice? Nu-i poți contrazice. E adevăr din Biblie. Ăsta e laptele. Dar dacă cobori în profunzime, să-L cunoști, cum spunea Pavel, să-L cunosc pe El, să cunosc suferințele Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui, să ajung la un alt nivel. Era bătrân, era în pușcărie, era aproape de finalul vieții când scrie Filipenilor și zice, n-am alt gând, uit tot ce este în urma mea, mă arunc spre ce este înainte, vreau să pun mâna pe premiul alergării, vreau să-L cunosc pe El. Pavele, cât vrei să-L mai cunoști pe El? Vreau să mă duc mai adânc în cunoașterea Lui Dumnezeu. Iov trăiește o experiență și ne uităm la el ca la un ideal, în încercare, în furtună, în cuptor. Rămâne stabil, rămâne ca ceahlăul în bătaia vântului, neclintit, nedoborât. Și spre finalul cărții zice, îmi pun mâna la gură, mă pocăiesc, pentru că până acum doar am știut despre tine, acum te cunosc, ochiul meu te-a văzut. Mă pocăiesc în țărână și cenușă. Iubiții mei, îmi doresc din toată inima să fim partea împărăției. Amin. În această împărăție jubilează, domnește adevărul. Adevărul trebuie spus, adevărul trebuie primit, adevărul trebuie lăsat să-și facă de plin lucrarea în viața noastră, să ne sfințească, să ne dăltuiască, să ne modeleze, până ajungem la Cel care este capul, la Hristos. Vrei să faci parte din împărăție? Lasă adevărul lui Dumnezeu să fie adevăr. Rămâi în parametrii și rămâi în limitele adevărului, nu ieși de acolo, nu-ți permite, chiar dacă te deranjează, chiar dacă nu ți-e convenabil, chiar dacă nu ți-e comod, rămâi în adevărul lui Dumnezeu și adevărul te face slobod și adevărul te face să aparții împărăției Domnului Iisus Hristos. Vă iubesc, vă prețuiesc. De la Cluj, de la Deva, de la Albini Cluj, de la Halmeu, de la Seatre, de la Vicovul de Jos, de la Botoșani, de la Alba Iulia, Vicov, Botoșani. Suntem aici în această seară să vă spunem, vă iubim din toată inima și ne dorim să rămânem în această împărăție a adevărului. Să trăim în voia lui Dumnezeu și când se va auzi trâmbița, când se va auzi Arhanghelul lui Dumnezeu cu trâmbița lui Dumnezeu, să ne întâlnim cu toți în văzduh. Și spunea Pavel, și vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Nu oricine, doar cei care rămân în împărăția adevărului, cei care rămân sub autoritatea adevărului, cei care rămân sub prelucrarea adevărului și cei care rămân cu adevărul în inimă, oricine va fi iubit venirea lui. Spune apostolul Pavel, Dumnezeu îi va da cununa neprihănirii, nu numai mie, tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Rămâneți oameni ai adevărului. Amin.